Astăzi a avut loc la Palatul Culturii Teodor Costescu din municipiul Drobeta Turnu Severin festivitatea de premiere a cadrelor didactice pensionare. Astfel, zeci de dascăli s-au adunat pentru a depăna amintirile adunate în timpul activității la catedră. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți, Alin Tomoescu, a luat cuvântul, iar festivitatea a început cu intonarea imnului național Deșteaptă-te Române. Consider că profesorii tot timpul au fost sectorul bugetar vitregit. Tot timpul despre profesor s-a vorbit la viitor. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a subliniat încă o dată importanța educației, arătându-și respectul și recunoștința pentru cei care o viață întreagă au șlefuit atâtea generații de elevi. Cred că pot exprima în puține cuvinte respectul meu la adresa dumneavoastră, respectul meu față de instituțiile de învățământ din județul Mehedinți, pentru că raportându-mă strict la mine, la copiii mei, ceea ce suntem astăzi se datorează în cea mai mare parte muncii pe care unii dintre dumneavoastră, unii chiar prezenți în sală, ați depus-o, iar eu mi-am făcut și eu treaba ținând cont de educația pe care dumneavoastră v-ați chinuit să mi-o dați. Și când spun asta, mă uit așa, oare cu pe diagonal, la domnul profesor și chiar dirigintă Țeancătă, care mi-a îndrumat pașii și care mi-a fost un respect deosebit. Am convingerea că dumneavoastră și constatarea chiar că dumneavoastră, de-a lungul carierei didactice pe care dumneavoastră ați exercitat-o 10 de ani, v-ați făcut datoria cu prisosință față de acest județ, față de copiii noștri și sunt convins că cei care încă n-au ajuns la vârsta pensionării și sunt încă în activitate, au luat, dacă nu au luat până acum, vor lua un exemplu bun din ceea ce ați realizat dumneavoastră. De asemenea, inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți, Alin Tomoescu, plin de emoție, a dorit să le transmită și el cadrelor didactice, aflate la vârsta pensionării, câteva gânduri calde în semn de prețuire pentru toată activitatea dumnealor. Mare parte dintre dumneavoastră ne-a spus profesor, ne-a spus mentor în activitatea de cadre didactice și pentru asta vă mulțumesc. La fel, inspectoratul școlar Mehedinți vă apreciază, vă apreciază și vă va aprecia tot timpul, iar în semn de recunoștință vom rămâne diplome celor prezenți. Astfel, profesorii aflați la vârsta pensionării au primit din partea Inspectoratului Școlar General Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți o diplomă în semn de respect și recunoștință pentru activitatea desfășurată de-a lungul anilor. Colegiul Național Pedagogic, doamna Meilescu, domnul Șalapa și doamna Părți. Domnul Șalapa, vedeți, dânsul este unul dintre mentorii mei pe partea culturală. A ridicat școala la nivel înalt cu ceea ce privește instruirea copilor. Felicitări și mulțumesc pentru toată activitatea. Festivitatea s-a încheiat într-o atmosferă emoționantă prin intonarea imnului Gaudeamus Igitur, dar totodată plină de entuziasm, mesajul că pensionarea nu presupune altceva decât un nou început în viață.